Denis, din nou acasă, ai declarat de nenumărate ori că doar la Farul le mai juca în țară. Cu ce gânduri ai revenit? Da, sunt bucuros că sunt din nou acasă. Am revenit cu gândul de a merge acolo sus, unde ne este locul. Și sperăm să începem să câștigăm cât mai repede. Va fi o nouă provocare pentru tine, mai ales după ce în 2023 titlul a ajuns la Constanța? Da, cu siguranță este o nouă provocare, dar știu că putem să realizăm lucruri mari cu această echipă, cu domnul Hagi, și cu siguranță vom arăta de ce suntem în stare. Cum au decurs discuțiile cu mister? Au fost foarte scurte, mereu am ales Farul și îl voi alege întotdeauna. Pentru tine, vii acum după prezența la Euro, acolo ți-a dus bucurie suporterilor români, acum pregătit pentru a aduce bucurie în rândul suporterilor fariști? Da, să sperăm că voi face lucruri bune, cum am făcut și în 2023, și că voi recăpăta din nou pofta de a juca aici la Constanța. Suporterii te așteaptă cât mai repede în teren, în primul 11. Da, am vorbit cu câțiva dintre ei, sunt foarte bucuroși că am revenit acasă și sper să nu-i dezamăgesc. Farul nu a pornit așa de bine în campionat, dar și-a revenit după victoria cu Iașiul și este decisă echipa noastră să revină acolo sus. Da, cu siguranță vom câștiga multe meciuri și cu siguranță vom fi acolo sus.